Viață bună tuturor, viață bună tuturor, aici Maica Mario Russo. Și acum aș vrea să vă explic un exercițiu pentru gât. Nu știu dacă vă știți cât e de important gâtul, dar e foarte fragil, a? Gâtul e foarte fragil și de la el pleacă multe dureri. Deci, nervii din cap pleacă ca și o coadă de cal, înțelegi, care se împart, pac, 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 pentru mâini, picioare, organe, alea. Și noi avem gâtul rigid, înțepenit, amețeli, dureri de cap, una alta. Deci, când eu mă duceam la Tai Chi, Tai Chi Kuan, e un stil de arte marțiale, printre altele ne puneau să facem așa. Fixam un punct în perete, să zicem așa, nu? Și trebuia să facem pași înainte și înapoi, zicem așa, 4 pași. 3 pași, depinde cât e camera ta de lungă. 3 pași, fixezi un punct pe perete, cât mai departe dacă poți, dacă nu, cum poți. Și începi să te uiți doar la el. Tu faci, zicem, 4 pași înainte, te întorci 4 pași înapoi, dar privești mereu în același punct. Fără să-ți dai seama, ți se rotește gâtul. Dacă 4 sunt cam mulți și te doare gâtul, fă 3, fă 2, dar fă. Faci un 30 de mișcări din astea înainte și înapoi, dimineața, la prânz, seara. După aia crești un pic, faci mai multe. La odică faci și tu câțiva pași, dai. Trebuie să faci vreo 10.000 pe zi, nu-i faci. Dar așa relaxezi musculatura gâtului. Și o să vezi efecte benefice, sunt destule. Mai ales seara, înainte de culcare, se face așa un pic. Creierul te se oxigenează bine, te adormi bine. Ești un pic împotriva insomniilor. Dar zicem așa, gimnastică pentru gât. Ok, asta fiind zise, Maica Mario Russo vă salută.